Ia, dar ce faceți? Sunt lângă o capră. Da. Ai putea să mă confunzi. De foarte multe ori în copilăria mea mi s-a spus că și eu sunt ca o capră, mai ales când sar în sus de bucurie și mă comport un pic mai nebun, așa cum sunt eu de altfel. Suntem la episodul 176 din vlogul, podcastul, video, ce-o fi, și pentru cei care pentru prima oară ajung aici, Sabina Cornovac este numele meu, vlogger de 10 ani și iată creator de conținut pe YouTube de foarte multe zile consecutive. Ce caut eu lângă această capră? Păi m-am gândit să vă vorbesc despre invidie și despre faptul că putem face ceva împotriva ei și noi ca și creator de conținut, mi se pare că avem responsabilitatea și datoria alături de branduri să facem ceva împotriva invidiei. Iată că Presoan a creat un concept absolut foarte mișto. Plecând de la ideea asta cu să moară capra vecinului, au descoperit printr-un studiu de piață că 8 din 10 români sunt invidioși pe ceilalți din diverse motive. Că e mai frumoasă, că are salariu mai mare, că are țițe mari, că are pâr bombar, că e de toate felurile, pur și simplu. Au găsit toate motivele posibile pentru care oamenii sunt invidioși și s-au gândit să transforme campania într-un mesaj pozitiv și au zis trăiască capra vecinului. Au luat 5 instituții media care merită promovate și care chiar dacă ai putea să spui într-o lume nașpa că sunt rivale și în competiție, au acceptat să intre în nebunia asta și au primit fiecare câte o statuie, din câte vedeți este mai înaltă decât mine, că nu putea să facă statuia măcar la înălțime medie. Spuneam eu într-o vreme că oricine e mai înalt decât mine. No, iată și că și capra vecinului este mai înaltă decât mine. Au primit ProTV, Recorder, alături de care suntem în momentul acesta, Hot News, Europa FM și stativul meu o să mă ajute cu un reminder, Hot News, ProTV, Times New Roman, exact, l-am notat pe Times New Roman. Vreau să vă spun că aici scrie așa, mulțumim Recorder că ne face să trăim orice eveniment ca și cum am fi acolo. Mă bucur foarte, foarte tare pentru că Presoan a ales aceste 5 locații și am înțeles că vor sta ceva timp în fața redacțiilor și apoi se vor muta în Herăstrău, unde toată lumea este liberă la selfie. Sper să facem mai mult decât selfie și sper să vorbim despre campania asta și să facem cu toții conținut prin care să ne mai ieșim din bula noastră și să ne lăudăm poate și pe altcineva. Iată, astăzi suntem la un eveniment Connections by Telecom, în care am avut ocazia să-mi sprijin colegi de blogosferă și de online și să fiu alături de ei ca întotdeauna. Cam asta de la capra vecinului. Draga mea, ai ceva de spus? Dacă nu, fără prea mult continuare. Am încheiat. Bye și ne vedem mâine!